emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Iată, suntem la cea de-a doua ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare în cadrul căreia candidații la diferite funcții, fie că vorbim de cea de primar, consilieri locali, președinte de Consiliul Județean sau consilieri județeni, vin în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta programul pentru următorii 4 ani, pentru a-și prezenta proiectele și viziunea pe care au pentru dezvoltarea comunității pe care își doresc să o gestioneze în următorii 4 ani. Astăzi, alături de mine, este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua și telespectatorilor noștri! Iată că a început în forță campania electorală. Cum simțiți pulsul străzii, în primul rând, pentru că știu că încă de câteva luni ați început să fiți pe străzile din Deva, să discutați cu oamenii și să le aflați, în primul rând, ofurile pe Bineînțeles. Lumea este foarte interesată de oferta noastră a celor de la AUR, pentru că este, cred, de departe cea mai bună ofertă în tot ceea ce înseamnă proiecte privind îmbunătățirea calității vieții devenilor. Așa cum am spus și în alte interviuri, lumea s-a săturat de vechile politici împământenite timp de 35 de ani, aceleași păcăleli la care au fost supuși și românii în general, și acum discutăm în general despre noi ca și popor, timp de 35 de ani a fost păcăliți de aceleași partide tradiționale, care în continuare încearcă să-și conserve pozițiile pe care s-au înscăunat și, în opinia lor, cred că le-au luat pe persoană fizică. Cu ce vine AUR diferit față de aceste partide? Pentru că e important să vorbiți despre dumneavoastră și despre partidul pe care îl reprezentați aici, absolut, în teritoriu. AUR vine cu o politică care vizează transparentizarea deciziilor atât politice cât și administrative. Vine cu o politică în care este în folosul și interesul cetățeanului, pentru că vizează direct cetățeanul și interesul acestuia. Și totodată, de fapt, întregul program și proiect politic AUR vine din necesitatea populației de a se face anumite îmbunătățiri în tot ceea ce înseamnă confort, viață de zi cu zi, ba mai mult de atât, nevoi de viitor. Care sunt nevoile de viitor pe care, cred, considerați dumneavoastră și echipa pe care ați propus-o pentru Consiliul Local Deva, pe care Deva deveni, sunt nevoi, să spunem așa, de bază sau vor cumva un alt nivel? În primul rând, devenii vor să-și păstreze copiii acasă. Ce înseamnă asta? Începând de la curicula educațională, care, bineînțeles, nu e apanajul administrației, nu e apanajul primăriei să facă acest lucru, însă poate să-și aducă aportul la facilitarea acestor demersuri educaționale. Cum poate să-și aducă aportul administrația și, în speță, ce ne propunem noi cei de la AUR? Prin crearea unor hub-uri universitare care să faciliteze o curiculă educațională atât pentru tineretul, pentru copii și pentru tineretul din Deva, cât și să devină atât de atractivă încât și celelalte tineri din celelalte județe să vină aici, așa cum de altfel am asistat de-a lungul timpului la o hemoragie de tineret către centrele mari universitare gen Timișoara, Cluj, și alte centre universitare din țară, București, Iași și așa mai departe. Cred că Deva are posibilitatea aceasta. Eu personal îmi propun să fac acest lucru, varianta în care cetățenii mă vor gira cu această calitate, aceea de primar. De aceea îndemn pe această cale cetățenii Devei, vă îndemn, stimați cetățeni, să
votați poziția 1 din buletinul de vot, și anume cea a primarului Aur, și, bineînțeles, poziția 2 din buletinul de vot pentru consilier local, pentru că, bineînțeles, așa cum bine se știe, un primar destoinic are nevoie de o oaste destoinică. Eu, deși acum aș putea să săvârși păcatul trufiei, mă mândresc, pot spune, cu consilierii pe care i-am alături de mine și vreau să vă spun că am reușit să adun o echipă deosebită de oameni cu viziune, oameni care au performat de-a lungul carierei lor, oameni care au o experiență și o expertiză în domeniile pe care le-au ocupat și le ocupă, începând de la absorpție de fonduri europene, o experiență în administrație, experiență în gestionarea deșeurilor și reciclarea acestora, foarte multe, deci toate practic am acoperit, am reușit să acoperim toate palierele și bineînțeles fiecare dintre colegii mei au venit cu proiecte care vizează fiecare domeniu ocupațional, de aceea cred că Aur este soluția și, dragi de veri, vă îndemn, votați poziția 1 la primar și poziția 2 la consilierii locali, pentru că în felul acesta o să vedeți cu siguranță o îmbunătățire a calității vieții și, bineînțeles, schimbarea de care noi cu toții avem nevoie. De ce credeți că devenii ar trebui să considere că dumneavoastră și echipa pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră este altfel față de ceilalți din celelalte partide? Cu ce vă diferențiați? În primul rând, aș începe cu mine, bineînțeles că știți cum este, este o vorbă din popor care spune peștele de la cap se împute și se curăță de la coadă. Și atunci haideți să începem cu inițiatorul acestei mișcări și anume cu subsemnatul care este desemnat pentru a candida pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara. Deva. Sau Deva. Cine știe, poate la un moment Deva. Dat. Da. În primul și în primul rând este vorba de o carieră în care o carieră militară care a fost gestionată de disciplină, de corectitudine, de seriozitate și implicit cred că cel mai veridic lucru este cel legat de dedicația cu care mi-am făcut treaba în ceea ce privește semenii mei. Am fost în permanență, chiar și în perioada cât am fost militar, am fost în permanență în mijlocul oamenilor, sub o formă sau alta. Dacă timp de aproape 27 de ani am fost în mijlocul oamenilor pe diferite segmente de activitate, începând de la paza și apărare obiectivelor și, bineînțeles, de importanță deosebită pentru stat, și, bineînțeles, am condus efective și structuri care s-au ocupat în acest cadru, preocupându-mă de climatul de siguranță în tot ceea ce înseamnă aceste instituții, ulterior trecând pe funcții de logistică, pentru că profesia mea este cea de inginer și am ocupat la nivelul structurii logistice cea de conducător de serviciu tehnic și unde mi-am făcut treaba cu vă ajută această experiență automat. Și în partea aceasta de administrație, chiar și de politică, probabil. Bineînțeles, nu am făcut politică și am stat până la momentul trecerii în rezervă în anul 2016, am stat deoparte pentru că implicit nu, ca și militar, nu ai voie să faci politică, însă nu am putut sta sufletește, nu am putut sta deoparte văzând inechitățile care sunt practicate atât în sistem cât și în viața de zi cu zi. Am ales calea aceasta pentru că nu poți să stai în tribune și să aștepți, să ai așteptări dacă nu intri pe terenul de joc. Implicit, aceasta m-a determinat să intru pe terenul de joc, să încep să adun în jurul meu și să coagulez o echipă care vibrează la fel ca și mine pe aceleași principii, pe același palier, pentru că
plecând de la ceea ce ar trebui să fie caracteristica de bază a unui om, onoare, demnitate, curajul de care trebuie să pe care trebuie să ne determine pe toți. Acestea ar putea fi și principalele, să spunem, lucruri care ar trebui să definească și un primar? Categoric, categoric. Nu poți să inițiezi proiecte dacă nu ai curaj. Cum totodată nu poți să le duci la bun sfârșit dacă nu ești ghidat de onoare și acele proiecte nu le faci cu demnitate. Pentru că trebuie să ai în vedere faptul că modul cum ceea ce dai, același lucru primești înapoi. Ceea ce difuzăm noi în afara spațiului, implicit aceea se va întoarce înapoi către noi. Oamenii, dacă te percep ca fiind de al lor, rezonând cu nevoile lor, implicit oamenii aceia îți vor fi dedicați. Pentru că oamenii înțeleg chiar și problemele sau sincopele cu care te poți confrunta pe parcursul derulării unui proiect. Dar ce credeți că nu înțeleg oamenii atunci când vine vorba de activitatea administrației locale? Oamenii nu pot înțelege cum se pot cheltui sume enorme de bani fără eficiență. Adică nu poți să stai pe un ușuroi de bani la primăria Deva și totuși să faci atât de puțin pentru comunitate. Nu poți să stai pe un moșuroi de bani și să nu ai servicii de calitate începând de la cele de gospodărire locală. Aveți proiecte în acest sens? Ați gândit, v-ați conturat de fapt o viziune și în ceea ce privește acest lucru? Bineînțeles. În primul și în primul rând, proiectele pe care noi le-am gândit în acest sens sunt cele de dinamizare a serviciilor la nivelul întregului municipiu, întregului UAT. Pentru că, după cum bine se știe, atât de UAT Deva ține atât localitatea Sântu Halm, cât și Bârcea Mică și implicit Cristuru. Sunt convins că serviciile de gospodărire ale primăriei nu știu de câte ori au ajuns prin acele localități, însă... Deci doriți cumva extinderea acestui serviciu? Și implicit, pentru că toți cetățenii sunt cetățeni cu drepturi egale ale UAT Deva. Nu avem cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Nu avem cetățeni doar de centru Devei și să uităm de cetățenii din Micro 15 sau cei de pe Grigorescu sau cei din Vilenoi. Deci toți cetățenii sunt plătitori de taxe și impozite ai UAT Deva și implicit merită să fie tratați în mod egal, așa cum se cuvine. Această activitate de gospodărire locală cred că ar trebui să fie înstrânsă corelare cu o gestionare corectă și pertinentă a deșeurilor. Pentru că, după cum bine știm, aceasta este perioada în care se fac foarte multe lucrări privind toaletarea arborilor, arbuștilor, tunderea ierbii și așa mai departe. Acestea generează un volum foarte mare de deșeu vegetal, dar tot deșeu este, care, dacă nu este gestionat corect, duce la crearea unor deponeuri neconforme și care au un impact deosebit pentru mediu și nu este în folosul cetățenilor. Ori, acestea sunt niște activități care trebuie corelate. Deocamdată nu sunt, însă, cu ajutorul oamenilor, noi putem schimba acest lucru. Avem soluțiile pregătite, totul este, cum se spune, pe conductă. Votați poziția 1, votați Gabriel Ionașcu primar la Deva și lucrurile se vor rezolva. Bun, ce alte probleme ați identificat, dar ați identificat în egală măsură și soluții pentru aceste probleme în cazul în care, iată, oamenii vă vor oferi votul de încredere. O altă problemă a municipalității este cea legată de locurile de parcare. Foarte mulți cetățeni se plâng de faptul că este o gestionare păguboasă a acestor locuri de parcare. Începând de la modalitatea de alocare a acestora, pentru că și aici cumva s-a mers așa pe moștenire a acestor locuri de parcare.
s-a lăsat din tată în fiu, din s-a vândut apartamentul, s-a vândut cu tot cu locul de parcare. Ba mai mult de atât, pe lângă faptul că avem acest avem atât de puține locuri de parcare, există și o hotărâre de Consiliul Local care reglementează închirierea locurilor de parcare 24/24, lucru care nu este benefic pentru că în felul acesta nu este eficientizată parcarea autoturismelor pe tot parcursul zilei. Și aș vrea să explic puțin acest lucru, pentru că eu consider că este imperios necesar ca și cetățenii să înțeleagă de ce spun acest lucru. În opinia noastră, credem că locurile de parcare ar fi mult mai bine gestionate dacă închirierea acestora s-ar face de la orele 17 până ziua următoare la orele 8. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, implicit, cetățeanul pleacă de la domiciliu, pleacă la serviciu. Acel loc de parcare rămâne liber. Dar el fiind ocupat, în opinia posesorului locului de parcare, fiind ocupat 24/24, el consideră că nu are voie să se așeze nimeni pe el. Fapt ce duce la un ambuteiaj al locului de parcare din zona respectivă. Cetățeanul respectiv pleacă de la domiciliu, se duce unde se desfășoară activitatea, de regulă majoritatea cetățenilor sunt calați către centrul orașului, unde se desfășoară diferite activități, au sediu societăți comerciale, lucrează în administrație și atunci implicit se creează acel ambuteiaj în centrul Devei. În centrul Devei avem o altă problemă. Avem doar o singură parcare care, în opinia mea, putea, locurile de parcare din parcarea respectivă puteau să fie supradimensionate, pentru că se putea face o parcare fie etajată, fie mers pe nivel, pe subteran, sau o parcare modulară. A fost un proiect care eu mă mir că nu a fost derulat de către administrație, pentru că ar fi avut un succes fantastic în spatele poștei să se facă o parcare modulară și acolo. În felul acesta se decongestiona foarte mult zona de trafic din centru. Luați dumneavoastră în calcul amenajarea unei astfel de parcări în următorii ani? În primul rând, noi cei de la AUR ne propunem realizarea unor studii de trafic. Ce înseamnă aceasta? Împreună cu poliția să solicităm realizarea acestor studii de trafic și identificarea străzilor cu potențial în primă fază, până ce se vor realiza aceste parcări modulare, realizarea unor căi de acces cu sens unic pentru a se putea folosi una dintre benzi ca și spații de parcare, pentru că locurile de parcare sunt insuficiente. Oricât am încercat să găsim alte alternative, nu sunt. Și atunci, identificarea acestor străzi care pot fi folosite ca și străzi cu sens unic poate facilita oarecum parcările în zonele respective până la crearea celor parcări modulare de care noi facem vorbire. Pentru că spații sunt și surse de finanțare există pentru amenajarea unor astfel de parcări? Da, bineînțeles, există, se pot accesa și fonduri și în sensul acesta am un coleg consilier local care expre pentru așa ceva l-am cooptat în echipă, cea de a aduce bani să putem să facem lucruri bune pentru Deveni. Dumneavoastră veniți cu ideile, iar el să găsească sursele de finanțare. Și el să găsească sursa de finanțare, categoric. Până la urmă, fiecare ne aduce în contribuția. Asta înseamnă muncă de echipă până la urmă. Categoric. Asta înseamnă să lucrezi în echipă, asta înseamnă să găsești oameni specializați pe domeniile respective. De aceea, pentru a putea avea parte de această echipă, dragi Deveni, pe care eu contez foarte mult, votați poziția 2 pe lista de consilieri locali, votați poziția 2,
cea de consilieri AUR. Sunt niște oameni deosebiți, o să-i cunoașteți pe parcursul acestui periplu de 30 de zile, bine, n-au mai rămas 30 de zile, în care noi o să venim în fața dumneavoastră să ne prezentăm oferta electorală cu care venim în fața dumneavoastră, o să-i cunoașteți și o să realizați că sunt niște oameni deosebiți, niște oameni dedicați pentru comunitate, niște oameni care își doresc alături de mine să facem lucruri mărețe pentru dumneavoastră, pentru Deveni. Deci, cum am spus, una dintre probleme este cea legată de locurile de parcare. O altă problemă este cea legată de eficientizarea serviciilor în administrație. Mai exact, pe înțelesul tuturor celor care ne urmăresc, ce înseamnă această eficientizare? Înseamnă scurtarea timpilor de așteptare prin realizarea de infochioșcuri, prin realizarea digitalizării anumitor servicii. De exemplu, dacă ai nevoie să soliciți, eu știu, o viză, un document care se eliberează în momentul de față la primărie în 5 zile sau în 30 de zile, implicit să acest timp să poată să fie scurtați prin digitalizarea acestor servicii. Implicit să se poată aplica online și omul să se prezinte doar să-și ridice documentul sau, în funcție de situație, documentul să-i poată fi remis prin poștă. Practic, vă doriți ca Deveni să nu mai fie nevoit să stea la cozi și să se plimbe de la ușă la alta, așa cum cumva suntem obișnuiți în întreaga țară să se întâmple, cu mici excepții. Trebuie să profităm de faptul că, în momentul de față, există niște granturi de aplicare pe fonduri nerambursabile pentru digitalizare. Ori eu, ca și viitor primar, îmi propun accesarea tuturor granturilor care pot să aducă un plus valoare vieții comunității pe toate categoriile. Începând de la digitalizare, cea legată de o energie verde, avem un proiect pe realizarea unui parc fotovoltaic care implicit poate scădea costurile ce revin pe cap de locuitor în ceea ce privește iluminatul public, stradal, din administrație, pentru că, vedeți dumneavoastră, toate astea cap la cap se pun și astea creează niște taxe și impozite pe fiecare cetățean. Ori dacă noi, cei care vom face administrație după data de 9 iunie, avem o viziune clară și coerentă în acest sens, implicit putem să degrevăm populația de vei, să degrevăm de anumite taxe, chiar să le și diminuăm. O altă problemă este cea legată de facilitarea care ar fi trebuit să se facă, de fapt, pentru că nu poți dezvolta o zonă dacă nu aduci utilitățile la baza zonei respective pe care ți-o dorești să o dezvolți. Iată că avem zona de la Archia, unde nici în momentul de față foarte mulți locuitori de acolo reclamă problema care lipsei de canalizare, lipsei de aducțiune a apei. Deși este o zonă care s-a extins ultimii ani extrem de mult. Deva se poate extinde foarte mult acolo, foarte bine, însă și acolo am identificat anumite disfuncționalități prin depunerea, prin realizarea unor deponeuri neconforme de materiale rezultate din construcții. Ați identificat și o soluție pentru a nu mai exista astfel de deponeuri neconforme în Deva? Bineînțeles. Ce înseamnă? Care sunt acestea? În primul rând trebuie plecat de la ideea că trebuie să existe un control strict al executării lucrărilor. De aceea primarul are la dispoziție un aparat pentru a putea verifica modul de execuție a lucrărilor. Ori dacă urmărești ciclic tot acest lucru, dacă nu ai partipriuri cu firmele respective, bineînțeles că nu îngădui să se petreacă acest lucru. Ceea ce vă spun eu este vorba de
realizarea unor depozite de mii de tone de deșeuri din construcții. Rezultate în urma lucrărilor efectuate pe raza Devei, centrul Devei, deșeuri care ar fi trebuit reciclate în centrele speciale de reciclare, iar depunerea lor acolo a scutit aceste firme de consumarea, de cheltuirea unor bani și implicit acei bani le-au rămas în buzunare. Considerați că poate și poliția locală, care este în subordinea primăriei, ar trebui să se implice în viitor mai mult în astfel de situații? Cred că poliția locală nu acționează nu datorită faptului că nu are competențe. Eu știu că aceste competențe de stabilire și implicit de sancționarea celor vinovați există, însă și ei la rândul lor sunt supuși acelei ierarhii politice care stă la bază și sunt ținuți în banca lor să nu acționeze, lucru care trebuie să dispară. Cred că nu atribuțiunile funcționale ar trebui să ne preocupe, pentru că atribuțiuni ei au în acest sens, însă trebuie creat climatul optim pentru ca ei să-și poată face treaba și să stea liniștiți că nu vor fi sancționați ulterior, că metode se găsesc, să stea liniștiți că nu vor fi sancționați pentru că au luat anumite, sau mai bine zis, au derulat anumite acțiuni împotriva firmei X sau firmei Y. Cred că ăsta este cuiul lui pepelea de care va trebui să ne ocupăm după data de 9 iunie și ne vom ocupa, dragi de veni, pentru că dacă dumneavoastră veți alege să votați poziția 1 la primar și poziția 2 la consilieri și noi cei de la AUR vom fi cei pe care ne veți alege, cu siguranță toate aceste lucruri vor fi de domeniul trecutului. Cum vedeți dumneavoastră, Deva, în următorii ani, dacă devenii vă vor oferi acest vot de încredere? Care este viziunea dumneavoastră așa per ansamblu? Pentru că mai avem, cred că, vreo 4 minute din această emisiune și sunt convinsă că și devenii sunt curioși să vadă așa pe termen mai lung. Cum vedeți dumneavoastră, Deva? Îmi doresc ca Deva să renască precum pasărea Phoenix din propria cenușă. Îmi amintesc cu drag vremea în care Deva era perla județului Hunedoara. Îmi amintesc de vremea în care cei din Alba, cei din împrejurim, din județele limitrofe, veneau la Deva pentru că le oferea posibilitate și oportunități nelimitate. Văd în Deva de astăzi, văd în Deva un oraș prăfuit, un oraș șifonat, un oraș care nu oferă nimic, nu doar celor din prejur, nici măcar cetățenilor Devei, iar cum văd eu Deva după data de 9 iunie, în contextul în care devenii vor hotărâ să voteze ca și primar pe subsemnatul, repet, dragi deveni, pe poziția 1 și la consilier poziția 2 din buletinele de vot, cum văd eu Deva, o văd renăscut exact cum spuneam, ca și pasărea Phoenix, pentru că ne propunem soluții, să venim cu soluții pentru deveni atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și implicit pe termen lung, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt lucruri care le poți face în scurt timp și deveni să simtă într-adevăr că da, a venit cineva cu suflu nou, cu suflu puternic, cineva dedicat, care își dorește să facă lucruri bune pentru comunitate. Totodată, devenii trebuie să vadă că a venit cineva cu viziune, care are o viziune atât pe termen mediu, pentru că implicit poate oferi proiecte și pe termen mediu, și implicit devenii trebuie să înțeleagă că sunt proiecte care se derulează pe parcursul nu doar a unui mandat, ci poate să fie nevoie chiar și de două mandate de implementare, gen un proiect care este de anvergură, aș putea spune cel legat de reabilitarea subterană. Aici noi suferim și facturile devenilor sunt încărcate, pentru că în momentul de față Apa Prod, prin raportările pe care le face, Apa Prod are o pierdere de 47%
din valoare. Deci asta înseamnă că facturile de venilor sunt umflate la propriu, cu o cotă de 47%, pentru că aceste pierderi se reflectă în costul total la nivelul fiecărui cetățean. Așadar, printr-o colaborare cu societatea Avaprod, primăria, vă gândiți că are implicit această posibilitate, da, de a reabilita cumva partea aceasta? V-am spus, este nevoie de identificare de fonduri, este nevoie de realizarea acestui practic este un master plan. Imaginați-vă ce înseamnă să tai toată deva de la un cap la altul, să schimbi tot, să faci tot ce înseamnă canalizare. În momentul de față, devenii plătesc apa pluvială la oaltă cu apa de canal și cu apa de băut. Lucru care mi se pare incorrect. Trebuia, sau cel puțin străzile care se fac noi acum, trebuiau să fie făcute după stasuri, după standarde, pentru că este impropriu ca și apa pluvială să o reciclezi și după aia să o deversezi. Lucrurile trebuiau bine făcute de la început, măcar pe străzile noi și implicit după să se facă celelalte. Deci acesta este un proiect care, bineînțeles, că se vrea pe termen lung, însă ar aduce un beneficiu foarte mare devenilor. Cu siguranță pe parcursul acestei campanii electorale ne veți prezenta mai în amănunt, să spunem, toate proiectele pe care le aveți pentru Deva. În final de emisiune o să vă las câteva secunde pentru a le transmite un mesaj celor care ne urmăresc. Dragi deveni, vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, cu sufletul curat, și îmi pun la dispoziția dumneavoastră toată priceperea, toată experiența și toată expertiza pe care am acumulat-o într-o carieră de 30 de ani, atât în țară cât și în străinătate. Am venit în ideea în care simt că este nevoie de o schimbare radicală, este o nevoie de reabilitare a orașului nostru mult iubit. De aceea vă îndemn ca pe data de 9 iunie să votați Gabriel Ionașcu, primar al municipiului Deva. Această opțiune o veți găsi pe buletinul de vot la primar la poziția 1 și de asemenea vin alături de mine o echipă de spartani, aș putea spune, oameni dedicați comunității care vor să facă lucruri bune pentru deveni. Această echipă de oameni minunați o veți găsi pe buletinul de vot al consilierilor locali la poziția 2, poziția de aur, aș putea spune, pentru Deva, lucru care vă îndemn să votați pentru a putea aduce orașul Deva la strălucirea pe care a avut-o odinioară și aș dori să spun că am putea aduce Deva la mai mult decât a fost. Vă mulțumesc tare mult, domnule Ionașcu, mult succes vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!